Astăzi, dar stai să vezi ce știre ție dau eu acum. Vorbim în continuare despre Maria Constantin și Dacian Varga, care s-au mutat deja împreună. Cei doi locuiesc împreună în apartamentul lui Dacian Varga, situat în zona Dorobanți. Și chiar dacă până acum au vrut să fie cât se poate de discreți cu viața lor, de curând Dacian Varga a fost surprins într-un restaurant în timp ce viziona un meci, iar la plecare surpriză. S-a urcat direct în mașina iubitei sale, Maria Constantin. Fostul fotbalist a dus direct acasă, acolo o altă surpriză. În parcare îl aștepta Maria Constantin, care l-a ajutat să ia din portbagaj câteva, de fapt, mai multe bagaje. E, uitați-i, domnule Condurățeanu, nimeni nu le dădea nicio speranță, nicio șansă Mariei Constantin și lui Dacian Varga. Nimeni n-a crezut în iubirea lor. Iată că astăzi vorbim despre faptul că cei doi s-au mutat împreună. Un pas mare, un pas important în viața lor. Să fie oare Maria Constantin femeia care a reușit să-l liniștească odată pentru totdeauna pe Dacian Varga? Pentru că Dacian Varga avea renumele de fluturaș care zboară de în floare. A avut câteva relații serioase, stabile, dar pe numărate. Între care și nevasta unui om de afaceri destul de violent. Și a fost prezentatoare TV, da, pe care a iubit-o foarte mult și așa mai departe. Este de luat în considerare diagnosticul, pronosticul pe care l-ai pus tu, pentru că au trecut niște întâmplări cu explozie peste ei. Episodul de la târgu de Crăciun, când el a bruscat-o pe o fostă prietenă. A bruscat-o prietenă de-a ei pentru că a vorbit urât de el și de Maria, a vorbit urât, adică el a simțit nevoia să sară în apărarea femeii pe care o iubește. Alfa, și a fost, da, un moment în care el a simțit nevoia efectiv să ia apărarea, vă dați seama, adică... Ca și un cocos s-a umflat în pene, vă dați seama, pentru găina lui. Cucurigu, cucurigu! Da, ce drăguț a spus. Știi că, acum ce să zicem? Uite că doi bărbați ultimii din viața Mariei Constantin, care n-au nimic, niciun numitor comun. Toader, fostul bărbat, și cu Dacian Varga sunt două categorii de bărbați total opuși. Parcă ca și Dacian Varga, Maria Constantin n-a avut pe nimeni în viața ei. Este și un fost sportiv, e un bărbat drăguț, arătos, un bărbat care este gentleman. El niciodată n-a vorbit urât de fostele lui iubite, din contră, cum au vorbit foștii ei iubiți și soții deopotrivă. Adică Dacian Varga are șanse sau nu are șanse totuși să-i fure inima definitiv Mariei Constantin cu inel latul lung, după cum l-a primit și frumoasa Cristina. Da, vezi că eu cred că Maria Constantin, care are ceva mobilă în cap, nu cred că își poate permite flirturi de-astea multe și scurte în durată, pentru că are și un copil din prima căsătorie. Și cred că ea a pornit cu gândul de cursă lungă cu Dacian Varga. Iar Dacian Varga, bănuiesc că acum are și el o anume fală, că Maria Constantin e pe scenă tot timpul, în lumina reflectoarelor, este la televizor și destul de agreată. Eu, artistă cu pretenții, nu multe în plin succes, fac și studii ca Maria Constantin, care s-a înscris la conservator, care încearcă și muzică mai sofisticată. Și cred că asta îi gâdilă orgoliul lui Varga, care va avea în CV-ul lui o femeie cu pretenții și pe treaptă sus.